Organizația PSD Mioveni a avut inițiativa de a vizita Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Vulturești pentru a le aduce în prag de sărbătoare o rază de bucurie. Echipa Partidului Social Democrat din Argeș și echipa noastră a celor de pe Colegiul Mioveni a fost prezentă astăzi cu micul mare la Vulturești, fiindcă a fi social-democrat înseamnă a te gândi la cei de lângă tine în fiecare zi. Noi am venit la Vulturești împreună cu moșul pentru că ne-am gândit că și celor de aici trebuie să le aducem o rază de speranță și am vrut să le spunem tuturor celorlalți că este important să te gândești la cei de lângă tine. Moșul a fost darnic, generos, bogat, așa cum trebuie să fie orice moș social-democrat și le-am adus dulciuri, alimente, carne, tot ce este nevoie pentru o masă tradițională românească de Crăciun. Practic, în fiecare zi, cei de lângă noi au nevoie de sprijinul nostru. Sărbători fericite tuturor argeșenilor! Vă mulțumim și vă dorim ani mulți cu sănătate! La această acțiune a participat și primarul orașului Mioveni, Ion Georgescu, alături de un sponsor generos. Noi trebuie să ne gândim și ne-am gândit mereu la oameni, nu numai cu diferite ocazii, în campanie sau știu eu când avem interes. Eu am fost șef de campanie la Vulturești acum câteva luni de zile și am trecut prin acest centru și m-a marcat foarte mult și le-am propus colegilor mei ca astăzi și celor de aici să le facem o bucurie împreună cu moșul și cel puțin în ajunul Crăciunului și de sărbătoarea de Crăciun să un pic, nu știu cât, să le alinăm durerea lor. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor din echipă, din echipa PSD-ului și domnului Pârvu, care a înțeles această acțiune și care a fost alături de noi. Deci dânsul a suportat 60-70% din costurile acestei acțiuni, iar restul din cotizația partidului. Criza a fost mereu, într-adevăr este mai accentuată acum, dar la necazuri oamenii sunt mai sensibili și eu am trecut prin acest centru și m-am gândit că este cel mai mare ajutor care îl putem face în această perioadă. Și noi promitem social-democrații că vom veni la acest centru la orice sărbătoare, și la cele pascale, și la cele din vară, și la cele de iarnă. Sunt niște oameni și aș vrea ca opinia publică să viziteze acest centru și că probabil vor fi mai mulți alături de lângă noi. Nu neapărat culoarea politică. Deci noi am deschis o poartă astăzi acestui centru. Le mulțumesc colegilor și vă mulțumesc și dumneavoastră. Da, a fost la inițiativa domnului primar și am considerat că pe vremurile astea sunt oameni care au nevoie de ajutor și alți oameni care au avut puțin mai mult noroc ca să ieși și ajute. Acum, sincer, nu știam de existență, dar am rămas uimit când am ajuns aici. Și sper să continuăm în fiecare an. Asta și discutăm. Dacă ne gândim că valoarea alimentelor depășește suma de 5.500 lei, iar dulciurile și băuturile răcoritoare au fost în valoare de peste 2.500 lei, este ușor de înțeles mulțumirea din privirile celor care s-au bucurat de daruri ca niște copii mari care mai cred încă în magia lui Moș Crăciun.